Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Idei pe Contrasens. În această seară avem o emisiune care va curge la propriu, deoarece vom vorbi despre această bucurie consumabilă, vinul. Și îl avem alături de noi pentru acest subiect pe Marian Olteanu, director general al unei crame deja faimoase din România și mai ales situată în Iași. Bună! Marian, ce presupune să ai o podgorie? Na, din punct de vedere multă răbdare, în primul rând, cred că trebuie. Asta presupune. Și, bineînțeles, eu n-aș vedea-o fără cel puțin un pic de pasiune. Și, bineînțeles, presupune toate celelalte lucruri pe care le presupune orice altă afacere în agricultură. De la angajații, bineînțeles, cu care trebuie să lucrezi și pe care trebuie să încerci să ți alegi să fie cât mai buni. Un pic de noroc cu vremea. Și, bineînțeles, foarte multă răbdare, pentru că nu se întâmplă absolut nimic peste noapte. Și apropo de răbdare și faptul că tu ți-ai dorit foarte mult acest lucru, pentru că anul acesta împlinești 10 ani de când te-ai mutat de la București la Iași, tocmai ca să crești acest business de familie. Spune-mi, te rog, cum a fost trecerea de la capitală până la urmă în provincie? Da, sincer, cred că au trecut un pic mai mult de 10 ani, iar trecerea n-am simțit-o atunci foarte... N-a fost un impact foarte mare pentru mine, pentru că eram mic, însă acum chiar mă bucur. Adică, da, bun, București e un oraș foarte frumos, dar eu, sincer, mă simt ieșan. Cum a fost începutul afacerii voastre? Nici începutul nu l-am conștientizat foarte bine, pentru că lucrurile au venit așa pe parcurs. Știu că, de fapt, totul a pornit de la faptul că aveam vie în Vișani, pe unul dintre pe cele mai cunoscute dealuri din țară, pe dealul Buciumului, cu un potențial vitivinicol extraordinar. Și toată treaba a luat naștere în perioada în care valoarea terenului crescuse foarte mult prin prisma faptului că e foarte aproape de Iași și mulți alegeau să scoată viile, să parceleze terenurile și să construiască case. Fiind o moștenire și un atașament emoțional, noi n-am văzut-o neapărat ca pe un business, am zis hai să facem ceva. Ea fiind în vârstă, are acum undeva la 50 de ani, era chiar păcat să o scoatem, pentru că calitatea îți vine de cele mai multe ori și din vârsta viei, pentru că rădăcinile ajung foarte adânc în pământ să hrănesc de pe mai multe tipuri de sol, cu mai multe tipuri de săruri și minerale și strugurile va fi unul mult mai complex, să spunem, și implicit vinul mult mai bun și părinții mei, probabil și un pic prea entuziaști, ca să nu zic altfel, s-au băgat capul înainte neștiind ce așteaptă și cam așa a început. Din nevoia de a păstra via și de a nu vinde strugurii sau aduce strugurii în alte părți să-i vinificăm, apoi, bineînțeles, a fost și oportunitatea fondurilor europene, care a fost un impuls, un motiv în plus să facem un pas în față și cam așa a început. Văd că în peisajul românesc apar din ce în ce mai multe crame. Începe să fie un business bănos? Sau este vorba despre pasiune și de o oarecare necunoaștere a ceea ce implică cu adevărat a avea o podgorie și a vinifica? Cred că ușor, ușor, antreprenorii români sau străini, și mai ales străini, și o să vă spun exact de ce, realizează potențialul României. Pentru că, dacă mă întrebați pe mine, singura diferență între România, Franța, Italia sau orice altă țară foarte cunoscută în lume, din punct de vedere al calității vinului, nu există nicio diferență. Ba da, există una. De marketing. Adică, din punct de vedere sol, condiții meteo, stăm fără nicio problemă la același nivel cu alții. Din punct de vedere viziune, într-adevăr, până acum am avut o problemă, dar, după cum vedem, apar tot mai mulți producători, lucru care mă bucură, pentru că apar tot mai multe stiluri de vinificație și crește calitatea, până la urmă, pentru că oamenii realizează chestia asta. Acum, cât de bănos e, depinde cam de fiecare, de cum îți optimizezi costurile, de politica de preț pe care o practici. Dar ce mi se pare interesant este că majoritatea investițiilor în crame din România sunt străine.
și aș putea să dau o grămadă de exemple. De fapt, cred că e mai ușor să dăm exemple de cei care sunt români, că sunt mult mai puțini. Și încă o dată, străinia realizează potențialul țării noastre înaintea noastră. Cum s-a întâmplat în majoritatea domeniilor, da, de altfel. Da. Pentru că o imagine face cât 1000 de cuvinte, voi ruga colegii din LGS să ne arate și cum arată Crama și Podgoriile pe care le aveți voi la Vișani. Da, Crama acum nu mai e acel beci, acea, nu știu, peșteră în pământ. Acum e o clădire modernă din panouri sandwich cu vinul nu mai fermentează în butoaiele alea mari. Acum avem, fermentăm în cisterne de inox. Suntem foarte aproape de Iași. Suntem, cred că, singura cramă din țară atât de aproape de un oraș cu o piață reală a turismului. Și cu acces ușor în ultima vreme. De anul trecut avem și asfalt de la șoseaua principală Bucium până la noi la cramă. Vin străinii să vă viziteze crama? Cel mai mult. Majoritatea turiștilor pe care îi primim sunt străini și ce mi se pare interesant este că atunci când degustă vinul, noi invităm și în sala de degustare, dar lor li se pare mai interesant să deguste direct din cramă, de la cisternă, pentru că din sticlă poți să deguști în fiecare zi din an la orice restaurant. Însă, experiența de a veni la cramă, de a vedea cum se face fiecare verigă, de la culesul în lădițe, la desciorchinare, la presare, la fermentație controlată, e o ocazie, zic eu, destul de rară. Și în cisternă, acolo, vinul e în forma lui cea mai bună, ca să zic, sau cea mai pură. E o experiență mult mai bogată pentru oricine să vină să ia efectiv de acolo de unde se naște vinul, exact, practic, nu? Spunea Păstorel, parcă vinul este viu, naște, moare, păcat că nu se și mulțește. Așa e, așa e. Spune-mi, te rog, Marian, care a fost cel mai dificil moment pentru tine? Pentru că din afară toată lumea vede antreprenorul, un fel de showman, un om care apare la foarte multe televiziuni, apare în presa națională și chiar internațională, ia premii. Dar la sfârșitul zilei sunt momente în care trebuie să-ți aduni toate forțele și să spui și mâine este o nouă zi. Ai avut genul acesta de momente? Bineînțeles. Cam avut, pentru că atunci când am terminat investiția în cramă, când am bătut ultimul cui, s-a terminat și ultimul ban și aveam niște vin care nu era încă pe piață, erau ratele pe plătit angajați și așa mai departe. Bineînțeles că n-a fost un lucru ușor, ba chiar dacă e să fiu sincer, au fost perioade în care mă trezeam fără niciun ban, mă culcam fără niciun ban, dar între timp se plăteau lucruri. Și, adică se întâmplau. Și, vă dați seama că e nevoie de un pic de, ori de ambiții, ori de... De curaj, de îndrăzneală și puțină nebunie, până cred. Înapoi n-aveam cum să merg. Trebuia să o duc mai departe și, până la urmă, genul ăsta de situații te și stimulează să te autodepășești. Adică în momentul în care am intrat eu în asta, eram doar un tânăr student la drept, fără prea multe responsabilități. Câți ani aveai, Marian, când te-ai apucat pe bune? Cred că aveam 22. La 22 de ani, iar da, intrai cu surlă și trâmbițe în lumea vinului, fără niciun fel de pregătire în domeniu. Fără niciun fel de pregătire în domeniu. Ce ai învățat între timp? Între timp am învățat despre vin. Am avut noroc de oameni care m-au învățat despre vin și care practic m-au molipsit cu pasiunea asta pentru vin, pentru că altfel nu cred că aș fi performat. Și ușor, ușor am învățat că vinul poate dezvolta până la 700 de note de arome. Arome care seamănă cu aromele de flori, de fructe, de mere, de pere, care seamănă cu ele. Că fermentația alcoolică este unul dintre cele mai sterile și igienice procese chimice, transformarea zahărului din must în alcool. Că prin fermentația controlată, practic, obținem alcoolul și că dacă dai temperatura mai mică în timpul fermentației și duci fermentația pe o perioadă mai lungă de timp, alcoolul obținut va fi foarte bine integrat în corpul vinului, pe când dacă se întâmplă repede, s-ar putea când învârtim paharul să mirosim întâi alcoolul și apoi poate să mai găsim și ceva arome. Și toate chestiile astea, bineînțeles, că te fac să fii curios să știi mai mult și n-are cum să nu stârnească un pic de pasiune acolo. Pentru că vorbești de pasiune, sunteți foarte activi la nivelul comunității și am văzut că sprijiniți de la festivaluri, la comunități studențești, tot ce înseamnă eveniment unde se simte așa că oamenii au pus tot sufletul și ăsta este un curent care ar trebui încurajat și în rândul celorlalți antreprenori sau chiar firme cu vechime din Iași.
cum găsiți, până la urmă, și resursa asta, și de timp, și de bani, să sprijiniți genul acesta de proiecte? În primul rând, este un trend, nu știu dacă mondial, dar european, sigur, de a-ți susține comunitatea. De a-ți face tu în pătrățica ta pe lumea mai bună. Și asta înseamnă că avem pretenția ca cei din zona noastră să consume ce facem noi și, bineînțeles, să trebuie să fie un drum cu dublu sens, trebuie să dăm și noi ceva înapoi comunității. Pe lângă faptul că, da, bun, dăm locuri de muncă oamenilor din satul în care avem noi Podgoria, că, nu știu, în locații încercăm să facem un pic de culturalizare cu toată lumea de acolo, că în tot marketingul pe care îl facem încercăm să transmitem mesajul că paharul se ține într-un anumit fel, că vinul se... tot ce înseamnă culturalizare pe partea de vin, bineînțeles că trebuie să... nu știu, când vin niște studenți de la FEA, de la marketing, și au un proiect, un fel de concurs cu studii de caz și zic, putem, poate echipa noastră să facă un studiu de caz pe brandul vostru? Bineînțeles că spui da și le dai toate informațiile și îi aduce la cramă eventual să înțeleagă mai bine cum funcționează și da, se poate. La voi brandul chiar este 100% ieșan, pentru că logo-ul, numele, totul a fost creat aici, mai puțin o serie cu etichete care a fost premiată la nivel internațional, etichete făcute de... Maestru Horaciu Mălăele, care ne-a făcut onoarea de a-și pune lucrările pe etichetele noastre. Cum a început povestea asta? Frumoasă! Povestea asta a fost o lecție că, din nou, atunci când oamenii simt că îți place ce faci, mai ales când, bineînțeles, ai și o bază în speță calității, reacționează foarte bine și au dorința de a te susține. Am vrut să-l cunosc pe maestru Horaciu Mălăele, am purtat o discuție cu el, mă așteptam să fie greu, n-a fost nici ușor, dar argumentul calității a contat foarte mult și i-am explicat că sunt tânăr, că am nevoie, că vreau altceva pe etichete, vreau ca, până la urmă, vinul e vin și vinul e și mai bun atunci când este învăluit de o poveste și am vrut inclusiv etichetele să vorbească și să spună povestea fiecărui vin. Și mai stau înțeles foarte bine, mi-a spus că dacă e calitate, dacă îi place, facem, dacă nu, nu. A fost și acum am ajuns chiar dintr-o întâmplare, eram într-o seară pe Google, căutam Cool Wine Labels și am găsit o selecție de etichete, cele mai cool etichete din lume, o selecție făcută de, pot să spun, Forbes.com. Și, da, într-adevăr, erau foarte frumoase etichetele, dar, subiectiv fiind, am spus că și etichetele mele pot să stea fără nicio problemă la același nivel cu cele de acolo. Am găsit mail-ul jurnalistei, i-am trimis un mail, mă așteptam să fie genul ăla de mail la care nu primesc răspuns niciodată, dar a doua zi am primit cu super entuziasm chiar un răspuns că sunt foarte frumoase, că fără nicio problemă să le pun în următoarea selecție. Am uitat complet de chestia asta și după câteva luni am început să primesc link-uri cu articolul, inclusiv de la prieteni de mei din stat. Că din 17 crame din toată lumea, din Franța, din Italia, din America, din Noua Zeelandă, una era din România și era noastră. Ce trăire ai avut atunci? A fost genul ăla de moment în care modestia mea a fost pusă la grea încercare. Așadar, preceptul biblic, cerești ceva, da? Îndrăznește și e posibil să primești ceea ce îți dorești. A funcționat în cazul tău. Da. Totul pare foarte roz momentan, dar știu că există multe provocări și multe din ele țin de cadrul legislativ, multe dintre ele țin și de concurență și această emisiune este una francă și vreau să nu să avertizezi, dar să pregătești pe cei care își doresc un business, fie că ține domeniul acesta, fie de altul, în afară de răbdare, cu ce ar trebui să se înarmeze? Cu resurse. Cu resurse, nu știu, în primul rând, că e vorba de vin, că e vorba de orice altă afacere, o chestie pe care am învățat-o pe propria în piele este că trebuie să te estimezi foarte, foarte bine costurile. Și când vorbești de costuri și de resurse ce urmează a fi alocate, poți chiar să fii pesimist și să-ți faci un scenariu un pic mai negru, să mai adaugi, în timp ce atunci când îți faci calculele la cheltuieli, la venituri,
poți să fii chiar mai puțin optimist și să mergi pe un scenariu mai... Și atunci ai toate șansele ca așteptările să-ți fie diferite, să-ți fie depășite. Este dificil să faci bani fără bani. Foarte dificil să faci bani fără bani, da. Adică, nu zic că nu se poate, cu siguranță se poate, dar și eu dacă probabil aș fi avut niște bugete mult mai mari din primii ani, m-aș fi mișcat și m-aș fi dezvoltat mult mai repede, așa. Bun, am avut o creștere organică, dar, bineînțeles, presărată cu tot felul de provocări, să le spunem așa. Am văzut că ai fost la un festival roz, ca să spunem felul acesta, și aș vrea să le explicăm totuși telespectatorilor că a merge la un festival cu o cramă, cu produsele tale, nu este chiar un taifas bahic. Te duci acolo cu un interes de business, te duci să prezinți ceea ce ai și vreau să ne spui care e outcome-ul, care e rezultatul faptului că voi sunteți extrem de prezenți atât pe piața națională cât și internațională la genul acesta de evenimente, care știu că presupun niște costuri de deplasare, de achiziție de spațiu și așa mai departe. Hai să luăm exemplu festivalului Roz. Am fost la Pink Rose Festival la Cannes, care s-a petrecut chiar în Palais de Festival, acolo unde are loc și festivalul de film de la Cannes. Și, sincer, l-am găsit din greșeală pe net, a fost chiar la prima ediție. Șansă! Da, mă așteptam să fie foarte scump. Surprinzător, a fost chiar mai ieftin decât multe din România. Și, da, cred că și organizatorii au fost uimiți să vadă că vrea un producător din România să vină, pentru că atunci când am ajuns acolo erau doar trei țări, Franța, Italia și Portugalia, care prezentau vinul și noi România. Apoi, fiecare festival din ăsta se organizează diferit, logistic vorbind. Aici am avut parte de o surpriză. Organizatorii au făcut, au pus ei la cale niște întâlniri între producători și buyeri. Pentru că acolo importatorii din diferite țări își trimit reprezentanți care să vină, să vadă, să guste și eventual să intre în contact cu producătorii și apoi să vadă dacă finalizează vreo discuție sau nu. Dacă de obicei stăm pregătiți cu vinurile acolo și așteptăm să vină cineva să ne întrebe de sănătate, și atunci când vin, noi să comunicăm cât mai bine, să arătăm ce avem mai bun, să fim cât se poate de maleabili. Aici, când am ajuns la festivalul ăsta, la standul nostru, aveam deja o foaie A4 cu două tipuri de întâlniri. Cele scrise cu negru erau întâlniri cu baieri din țări pe care le selectasem noi că prezintă interes pentru noi. Și cu albastru erau întâlniri cu baieri care au văzut, bineînțeles că nu știau, nu au zis de brandul nostru, doar că au văzut România. Surprinzător, le-a stârnit interesul. Exotic. Asta vă era termenul pe care vreau să-l folosesc. Și erau mai multe întâlnirile cu cei care vroiau ei să se vadă cu noi decât cei cu care am vrut noi să ne vedem. Extraordinar. Da. Și eu eram așa un pic timorat. Încercam să spun că, you know, Romania is not that bad. Și n-am nicio treabă. Adică sufeream așa de un ușor complex de inferioritate, pentru că până la urmă Cannes e în Provence e patria rozeului și eu veneam din România să arăt un roze din România. Și surprinzător, vinul, când vine vorba de vin, mai ales la nivelul ăsta de, hai să spunem, segment premium al pieței, nu mai ține cont de nicio prejudecată, de nicio idee preconcepută sau alte probleme cu care ne întâmpinăm de obicei când ieșim în afară. Vi se întâmplă uneori ca la blind testing să ieșiți mai bine decât atunci când este testing cu etichete? Ni se întâmplă la testing cu etichete să ieși mai bine decât la blind testing, că influențează, dar bineînțeles, se întâmplă. Dar n-aș putea să spun că de mai multe ori am ieșit bine la blind testing sau altfel, pentru că fiecare degustare e diferită, contează foarte mult de starea pe care o ai, de temperatura de afară, temperatura vinului și așa mai departe. Mergeți la Cluj, la București, mergeți în afară, dar cum este văzut brandul vostru la Iași? Eu mă intersectez destul de des cu el, dar sunt curioasă la nivel de consumator. Sincer, într-o perioadă un pic mai dificilă, acum vreo câțiva ani, n-am simțit că este foarte bine primit. Sau bun, era primit bine într-o oarecare măsură, dar la Cluj, la București, oamenii îl primeau cu brațele mult mai deschise, ca să zic așa, și cu mai mult interes. Și
În timp ce aici să cam despica firul 4, acolo toată lumea ne felicita că ce faceți, că incredibil de la ea și vine ceva atât de bun. Până nu de mult, cred că după ce am făcut noi festivalul anul trecut în septembrie lângă Cramă, când am primit foarte mulți oameni, peste 2000 și ceva de oameni au venit, majoritatea tineri, majoritatea oameni care lucrează în corporații, și cam de atunci am simțit așa o schimbare de atitudine. Și, nu știu, acum în Iași chiar azi am primit un raport de vânzări și arată destul de bine. Știi de ce te-am întrebat lucrul ăsta? Pentru că am sesizat o tendință care este într-adevăr în descreștere de a, parcă de a nu da suflu și de a nu susține neapărat proiectele locale, de a desfica acest fir în patru. Am avut niște festivaluri recent, mai mult oamenii din jur sunt laudativi la adresa proiectelor, că vorbim de studenți, că vorbim de artă, ONG-uri și așa mai departe, decât poate chiar cei din Iași. Da, până la urmă, nu știu, era o vorbă pe care n-am inventat-o nici eu și nici generațiile foarte apropiate, adică nu prea poți să fii profet în țara ta sau trebuie să fii întâi profet în țara altora ca să ajungi la un moment dat profet și în țara ta. Eu, optimist fiind din fire, n-aș generaliza. Tind să cred că sunt oameni și oameni și că sunt categorii de oameni care sunt cât se poate de deschiși și avem oameni în Iași care ne-au susținut fără doar și poate de la început până acum și probabil o vor face în continuare și sunt oameni care la început au fost reticenți, iar acum sunt alături de noi și sunt oameni care probabil niciodată nu vor fi, că așa sunt ei construiți. Poate odată ce se va deschide o sticlă de vin de pe dealul Buciumului va fi argumentul suprem și atunci vor fi alături. Vorbeai de categorii. Ce fel de oameni vă consumă vinul? Pentru că știu că sunteți destul de riguroși în rapoarte și în comportamentul consumatorului. Da, nu e neapărat o rigoare impusă de noi, e o rigoare impusă de piață. Hai să luăm un exemplu, ăla în care, nu știu, să zicem, un consumator de care toată viața a băut ceva, nu pot eu, Marian, la 30 de ani și să vin și să-i spun că, uite, știu ce ai băut toată viața ta, dar uite, eu îți arăt ceva mai bun. Nu prea funcționează, pentru că obișnuința e a doua natură. În schimb, tinerii, care până acum, nu știu, iau pe cocktailuri, pe alte băuturi și orică se interesează pe bloguri, văd la televizor beneficiile ce țin de sănătate, până la urmă de a bea un pahar de vin sec sau un pahar de vin la masă, sau poate pur și simplu, și am și consumatori și care s-au apropiat de vin pentru simplu fapt că a ține paharul de picior, de a-l învârti puțin, de a mirosi, de a gusta puțin, li se pare un gest interesant. Cam ăștia sunt cei care adoptă mai bine și mai repede. Deci cam tinerii sunt. Doamnelor și domnilor, timpul primei părți a emisiunii s-a scurs, dar vă promit că revenim în scurt timp alături de Marian Olteanu pentru a discuta mai multe despre fascinanta lumea vinurilor. Marian, povestește-mi, te rog, puțin măcar despre ce soiuri de vin aveți voi acolo pe Buciu. Avem soiuri albe, în principal, aligote, fetească albă și fetească regală. Sunt două soiuri românești, feteștile și aligote, un soi născut în Burgundia, Franța, un fel de rudă de al Chardonnay-ului, soiul la care a mulțumit toate gusturile. Iar cel mai apropiat de mine este aligoteu, pentru că am și o istorie cu el. Multă lume ne-a spus să nu-l vinificăm, pentru că noi când am venit în Vișani am găsit așa plantația, n-am avut ocazia de a planta ce soiuri vrem noi și mulți au spus n-ar trebui să vinificați aligoteu, că n-are cotă de piață, că poate ar trebui să-l cupajați cu o fetească și să-i spuneți altfel, numai să nu-i spuneți aligoteu, că nu o să se vândă. Ne-am ambiționat să-l facem soi separat, să-i spunem aligoteu. Și surpriza pentru toată lumea, cred, a fost că în continuare, de atunci, de la început și până acum, avem aproape cele mai mari vânzări pe aligote și am clienți care sunt fani al soiului ăsta și care își aduc aminte de
perioada facultății, unii mi-au spus că și-au cunoscut soția pe degustând vinul ăsta și așa mai departe. Adică îi leagă amintiri plăcute. Deja devine un vin cu tradiție. Da. Poți să mi-l povestești puțin ce gust are un aligote? Cărțile spun că aligoteul are aromă de pământ reavăn, pământul de sub care scoate capul ghiocelul după ce se topește zăpada. Pe lângă aromele de flori, de fructe, e un vin mineral și cu aciditate ridicată. Aciditatea ridicată e senzația de prospețime, de nu știu, de prospețime, care te, nu știu, răcoritor. Iar anul ăsta l-am făcut chiar cu, am cules un pic mai devreme, tocmai pentru a avea o concentrație în alcool un pic mai scăzută. Aligoteul are undeva la 12% alcool, în timp ce pe alte vinuri avem și 11-10,5%, pentru că ne-am dat seama că vinurile albe se consumă de cele mai multe ori vara, când e cald afară, iar a bea vin trebuie să fie o plăcere, nu un chin să mai intri în cuguriță, în cuguriță. Și cu cât e mai slab în alcool, mai ales când e cald afară, e chiar o adevărată plăcere. Așadar, aligote. Da. Restul soiurilor, te rog. Fetească regală. Așa. Este probabil cel mai popular soi alb românesc, cel mai popular soi roșu românesc fiind fetească neagră, fără doar și poate. E un soi cel mai probabil nelipsit din podgoria niciunui producător. Și ce e frumos la el este că din fiecare zonă a țării iese diferit. La noi la Iași, pentru că suntem la limita nordică a culturii viței de vie, este, are parte de aciditate ridicată și el și nu știu, e probabil unul dintre cele mai acide vinuri obținute din fetească regală din țară. Aroma e de fân proaspăt cosit. Imaginați-vă un mănuchi de iarbă strâns așa și pe care îl mirosiți. Ăla e. Pe lângă, bineînțeles, flori de câmp și flori sălbatice, e așa mai, mai roh, ca să zic. Fetească albă, mai finuț, mai subtil, cu ușor tente de citrice. De... Pentru fetească albă am folosit și o sticlă mai specială. Prima sticlă pe care am folosit-o noi prima dată, sau ce una asemănătoare. Oh, cam asta. Dar aveți și roze. Avem și roze. Avem vecini care au struguri roșii și pe care îi susținem. Și care și ne susțin pe noi pentru că ne dau strugurii. Din fetească neagră și merlot. Mulțumesc. Și, avem două variante de roze. Unul sec, unul demisec, unul cu 10,5 alcool, cel demisec, și unul cu 11, cel sec. Vreau să-mi confirm sau să-mi demitizez o poveste, iarăși, pe care am auzit-o, dacă e adevărat, rozeul trăiește un an, maxim 2, pentru că mai întâlnești persoane, am eu un vin foarte bun, de 10 ani, un roze minunat, cât se poate de mort. Da. Mitul ăsta al vinului vechi, că ar fi cel mai bun, după părerea mea, este doar un mit, născut în ideea de a susține faptul că, da, vinul este o băutură care rezistă în timp. Acum, ca orice lucru în viață și ca noi oamenii până la urmă, există o pantă ascendentă și una descendentă. Pe ce înseamnă vinuri albe, roze, seci? Panta ascendentă este una un pic mai mică. Dacă la alb poți să te duci 1, 2, 3 ani, la roze 1, 2 maxim, dar asta nu înseamnă că vinurile nu vor mai fi bune, înseamnă doar că ele se transformă, ca aciditatea ușor, ușor începe să scadă și vor fi niște vinuri un pic mai plate. Ca aromele se transformă din aromele alea proaspete, sprintene, în unele un pic mai închise și așa mai departe. Dacă vorbim de vinuri cu rest de zahăr, vinuri dulci, vinuri cu aciditate ridicată, vinuri maturate sau chiar și vinuri roșii, mai ales vinuri roșii, care sunt mai taninoase, alea au un potențial de învechire mai mare. Și panta lor ascendentă este mai... La vinul roșu se duce și la 10, 15, 20 de ani. După care, bineînțeles, în absolut toate cazurile, urmează cea descendentă. Eu am văzut vinuri roșii, vechi, care... Nu-ți părea nimic. Da, da, da. Nu mai... Arătau ceva, dar nu mai arătau ce trebuia să arăt. Cât de important este pentru a experimenta corect un pahar de vin bun să-l asortezi cu o mâncare corespunzătoare? Da, sunt două discuții. Până acum, într-adevăr, erau niște reguli foarte stricte că vinul alb va merge întotdeauna cu carnea albă, poate curcan, pui, pește, brânzeturi, moi.
În timp ce vinul roșu cu tot ce înseamnă carne de vită, porc, brânzeturi maturate. Acum am observat în ultimul timp o tendință chiar și la marii somelieri ai lumii să ducă lucrurile un pic mai la extrem. Mi s-a întâmplat mie să-mi fie recomandat un vin alb la o friptură de vită. Și am zis, păi ce somelier ești tu dacă îmi recomanzi vin alb la friptură de vită? Și mi-a zis, da, ce producător de vinuri ești tu, dacă nu ai observat că sosul ăsta alb e mai tare și mai consistent și îl face ca asocierea culinară să fie una mai potrivită cu un vin alb. Și să fac tot felul de combinații din astea. Dar da, o asociere culinară făcută corect face ca atât vinul cât și mâncarea să fie mult mai bună și ca experiența să fie una mult mai... Citam okay. Într-un interviu pe care l-ai acordat pentru revista națională că 90% din producția voastră pleacă spre Horeca și 10% spre retail. Spre Mandarin, da. Da. Știu că ați intrat relativ recent în zona de retail. Cum e pătrunderea unui producător local până la urmă în lanțurile de supermarketuri? Dincolo de provocările logistice, pentru că trebuie să livrezi exact atunci când trebuie, exact cât trebuie, să nu trimiți nici mai mult, nici mai puțin, n-aș putea spune că este foarte greu. Adică observ acum o nevoie și o deschidere a marilor lanțuri de a aduce producători români de calitate în rafturile lor. Pentru că dacă până acum toată lumea credea că numai vinuri ieftine sau de o calitate îndoielnică, se găsesc acolo în zile noastre și de ceva vreme nu mai e așa. Adică dacă faci un lucru de calitate, ai un ambalaj ok, n-ar trebui să fie o problemă. Aduce des în discuție ambalajul și pentru că eu lucrez în domeniul creativ, aș vrea să le spunem și telespectatorilor cam... neapărat dozajul între marketing și produs. Ce este important să ai o sticlă în regulă, să ai o imagine în regulă, să ai un Facebook bine administrat? Pentru că cred că primul citat care să aibă legătură cu marketingul pe care l-am citit eu vreodată și nu o să-l uit, este că orice produs genial din punct de vedere ingineresc nu face doi bani fără marketing. Și nu spun asta în sensul în care încerc să convingi pe cineva că prin prisma ambalajului că produsul este mult mai bun. Nu. Mă refer la simplu fapt că trebuie să întreprinzi tot felul de act. Trebuie să alegi din mixul de marketing elemente care, de fapt, să te scoată în evidență și care să te aducă în fața consumatorului. Pentru că degeaba facem noi ceva foarte bun acolo pe dealul Vișanului, pentru că nu o să coboare niciodată o mână din cer și o să spună ce vin bun faceți, îl luăm pe tot. Este, adică degeaba faci tu bun dacă nu știe nimeni. Și de asta contează și ambalajul. Noi prin etichetele noastre, prin materialele folosite acolo, prin grafica, inclusiv prin felul în care arată logo-ul și cum comunică de fapt toate elementele între ele, încercăm să transmitem consumatorului și eu zic că să vede că cineva acolo a depus toate eforturile ca întreg produsul să iasă ceva bun. Și până la urmă, felul în care ți ambalezi produsul, transmit un mesaj și despre calitatea lui. Că... este interfața lui cu lumea, da, până la urmă. Da. Dar aș vrea să mergem și mai departe, mai în profunzime, pentru că trăim într-adevăr într-o epocă a ochiului exterior. Da. Hai să trecem pragul cramei și să-mi spui care sunt persoanele cheie acolo. Vreau să-mi spui ce faci un enolog, vreau să-mi spui cum te duci tu în inspecție, cu cine discuți. Da, la noi... nu știu, o atmosferă un pic mai colegială, nu se duce nimeni în inspecție. Avem noroc că toată echipa, toți colegii sunt cât se poate de pasionați și realizează că nu are nimeni pretenția ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel, doar că așa trebuie să se întâmple, ci că fiecare pune umărul la produsul finit. Avem un coleg, Tudor Pevie, care e foarte pasionat și își petrece foarte mult timp acolo și îl avem pe Mihai, care e pe parte de vinuri și la fel e foarte pasionat și foarte, foarte determinat să își mereu experimentează și încearcă lucruri noi. Avem pe colega Călina, care e la butoane și mereu e cu ochii pe noi să nu greșim, să nu facem, să trimitem toate comenzile la timp.
Așa. Bineînțeles, părinții mei care sunt și acolo și veghează din umbră. Și, na, e foarte important ca toată lumea să conștientizeze că fac parte dintr-o, nu știu, acum s-ar putea să fiu subiectiv, dar dintr-o chestie foarte nobilă și foarte importantă. Familia zonului, da, până la urmă. Cum arată o zi în viața ta atunci când culegeți? Pentru că știu că atunci este momentul critic aproape. Da, toamna culesul, de fapt și tratamentele în vie, ca să ferim via pe tot parcursul anului de tot felul de boli, sunt importante și mereu trebuie intervenit la timp, pentru că o zi după s-ar putea să fie prea târziu și ce ai muncit un an întreg să fie degeaba. Cine decide când se fac aceste tratamente? Tudor, pentru că plimbându-se prin vie, se uită la frunze și vede dacă e atac de mană, de făinare. Bineînțeles, stăm cu ochii și pe site-uri de meteo să vedem, urmează să plouă, nu urmează să plouă, diferențe de temperatură și orice alți factori care ar putea să favorizeze problemele. Apoi, foarte importantă comunicarea între el și Mișu ca să culesul, de exemplu. Trebuie să culegem. Noi în apropierea culesului luăm mostre de struguri, le zdrobim, avem un refractometru, luăm de acolo probe de must, ne uităm la lumină cu el și vedem cât zahăr are. Și dacă iei azi, iei mâine, iei poi mâine și vezi cum evoluează, știi cam dacă temperatura rămâne, dacă în condiții de meteo rămân la fel și nu se schimbă, știi cam în ce zi ar trebui să culegi ca să ai cantitatea de zahăr exactă, să-ți iasă un vin cu concentrația alcoolică pe care vrei tu. Adică nu mai e nimic lăsat de izbeliști. Cât de mare este armata de oameni de care aveți nevoie ca să culegeți manual 17 hectare de vie, totuși? Depinde. Dacă e cald afară și, să zicem, n-a mai plouat de mult, atunci trebuie tot culezul ăsta se întâmple foarte repede și atunci o să ne trebuiască mulți oameni. 50-60 dezilieri. Dacă e un pic mai răcoare. Până la urmă vorbim de luna septembrie, care din păcate nu prea mai seamănă cu luna septembrie de acum 10 ani. Atunci cred că putem să ne întindem și o perioadă mai lungă de timp și atunci ne trebuie să mai puțin oameni. Dacă e din contră prea frig și plouă și avem risc de mucegai, atunci iar trebuie să ne mișcăm foarte repede, să prindem momentele alea în care nu plouă, putem să intrăm în vie, să culegem. De fiecare dată când am un invitat din lumea vinului, insist să-mi facă diferența între un vin făcut de casă și un vin făcut de o cramă. De ce este diferit? În ce fel? La vin toată treaba ține foarte mult și de frumusețea care stă în ochii privitorului. Și atunci dacă ritualul de a-ți face vin acasă te face să îl bei chiar dacă iese bun, chiar dacă nu iese bun, dar să-l bei cu plăcere, atunci așa să fie. Dacă totuși vrei să bei un vin de calitate la care s-a ținut cont de toate aspectele ce țin și de igienă și de dorința de a face un vin cât mai bun, atunci poate ar trebui să cumperi unul din piață făcut într-o cramă. Și cel mai elocvent exemplu pe care pot să-l dau este că acasă nu ai fermentație controlată. Și că felul în care va arăta vinul la final depinde foarte mult de cât de frig sau de cald este afară. Adică nu odată am auzit oameni care au spus anul ăsta mi-a ieșit aligoteul dulce, că a fost frig afară și n-a fermentat și a rămas cu rest de zahăr. Sau anul ăsta mi-a ieșit sec, dar mie îmi place sec, că mi-e place de mie sec. Și așa, la noi, având fermentație controlată, în momentul în care vedem că fermentația, că se degajă foarte multă căldură și fermentația una foarte tumultoasă, dăm drumul la frig, mai coborâm un pic temperatura și fermentează ușor. Când vedem că există riscul ca vinul să oprească din fermentație, tocmai prin prisma faptului că e foarte frig și să rămână cu rest de zahăr, atunci oprim frigul și lăsăm să degaje căldura înapoi până fermentează la sec. Așa că, într-o cramă, eu nu pot să vin la anul și să spun, știți, toată lumea, anul ăsta mi-a ieșit dulce tot vin. Așadar, e vorba de magie, dar și de tehnologie, până la urmă. De atenție. De atenție și de mijloacele cu care poți atenția asta să o transpui în rezultate. Dacă tot vorbeam de magie, dacă ar fi să ai o baghetă magică, ce ai face tu pentru crama ta? Bună întrebare.
De câte ori aveam voie să folosesc bagheta? O singură dorință, să ți îndeplinească toate dorințele. Înțeles. Uite, trei dorințe pentru cramată. Nu știu, sincer. Acum trăiesc cu senzația că toate lucrurile sunt ok așa cum sunt, dar cu siguranță poate o sală de baricuri ne-ar trebui. Explică-ne ce este acela, un baric? Un baric este acel butoi de lemn de 225 de litri, din care ies aproximativ 300 de sticle, în care se maturează vinul. Adică putem chiar o fetească regală, după terminarea fermentației alcoolice, să o punem 6 luni, 12 luni acolo și să capete niște arome de vanilie, de lemn, de să-l facem și mai complex. Este lemnul de stejar, dacă nu mă înșel, este singurul lemn, singura materie organică cu care poți să pui în contact vinul. Și să interacționeze da, să okay. Pe parcurs sau patru cicluri, maxim. Da. Așa, probabil o sală de degustare mai mare, să încapă mai multă lume sau să fie mai mare și... Un răsunet internațional mai mare pentru festivalul pe care l-ați organizat și pe care îl veți organiza și în această toamnă, dacă nu mă înșel. Și aș mai avea o dorință. Să nu mi se termine rozeul până la producția următoare, că deja avem emoții. Cine consumă rozeuri? Pentru că este... Toată lumea. Dacă înainte credeam că doar fetele, nu. Toată lumea. Pentru că e un vin ușor, e un vin proaspăt, e un vin care te revigorează până la urmă, dacă nu exagerezi. Și, nu știu, arată și bine în pahar, găsești acolo elemente, ai prospețimea vinului alb, ai arome de vin roșu. E interesant. Unde, asta este ca întrebarea aia de la interviul de angajare. Da. Unde îți vezi business-ul peste 5 ani? Îmi doresc să am parteneriate în... să mi le consolidez pe cele existente acum în orașele pe care în care avem distribuții în țară și, bineînțeles, îmi doresc ca în cel puțin o capitală europeană să avem cât un mic parteneriat cu un restaurant. Adică să poți să mergi oriunde și să găsești un vin românesc. Nu neapărat grama, dar să fie. Și să există deschidere. Am tot vorbit despre crama ta, despre ceea ce faci, despre pasiunea ta, dar vreau să faci un exercițiu de imaginație și să-ți imaginezi ce ar fi, cine ar fi Marian Olteanu dacă nu ar fi un director general de cramă, un proprietar de Podgori. Cine ți-ar fi plăcut să fii? Era zic prim-ministru, dar nu e încât. Nu știu. Nu știu, adică, sincer, nici nu vreau să mă gândesc. Habar n-am ce s-ar fi întâmplat dacă nu... Ce înseamnă că existența ta s-a pliat foarte bine pe ceea ce a hotărât Dumnezeu să îți dea. Da. Marian, noi îți mulțumim din suflet că faci ceea ce faci pentru Iași, până la urmă, pentru familia ta și pentru că, prin intermediul evenimentelor pe care le organizați, până la urmă, faceți și acea educație de care este atât de multă nevoie. În zonă. Îți urez mult succes în proiectele viitoare, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați suportat această curgere printre crame, porgorii și așa mai departe și vă aștept și săptămâna viitoare la TLM.